Așadar, dragilor, bună ziua și bun găsit la Andreea cu Prof. Online și Mario, fii binevenit. Spune-mi dacă ai petrecut frumos perioada de vacanță, acolo unde ai fost tu, nu? Da. A fost frumos, minunat. Da. Ei, hai să vedem. Deci, tema. Pentru acasă, clasa A. Întâia. Mario la comandă, da? Mario este cel vedeta celor de la clasa întâi. Și să vedem, Mario, pentru început, hai să ne amintim, aș vrea să calculeze următoarea sumă. Iată, 100 minus 99 plus minus, iată mai. 99 minus 100 plus 100 minus 101 plus 101 minus 102 plus 102 minus 103 plus 5. Egal. Deci 99 minus 100 plus 100 minus 101 plus 101 minus 102 plus 102 minus 103 și plus 5. Vedem cum facem suma asta. Deci 99 minus 100 plus 100 minus 101 plus 101 minus 102 plus 102 minus 103 plus 5. Cum? Plus cele cu minus. Tu pui cele cu plus, ca să știi ce ai la, nu? Și plus scădem cele cu minus. Foarte tare. Deci zici așa, 99. 101. Avem și plus 100 asta. Și asta e punctul. Deci plus 100. Da. Plus 101. 101. Plus. Plus 102. Da. Și plus 5. Da. Și minus acum. Da. Minus tot ceilalți. Ce datoriile care avem. Minus 100. Apoi. Mai vezi cu minus? Da. 100. Hai, am un soc. Minus 100. Prima. Minus 101. Minus 101. 102 și 103. Minus 102. Și minus 103. Și egală cu... Egală. Să reabunăm cu ăsta toate cu plus. Ok. Ia să vedem. Cum propui tu să le adunăm? Tu le așezi unde sunt partele sau? Da. Da. Bine. Fac și eu la fel. Ce spui? Da. Fac și eu la fel. Adică 99, 100, la aranjare știm bine, ne punem da. Unități sub unități, 10 sub 10, să nu greșim. Apoi 101, apoi 102, și plus 5, nu? Da, plus 5. Atâta. Deci e plus 5. Nu, pun 5-ul lucru pot pune aici și nu da. Pot la 0 să-l pun aici. Da. Îl pun la, aici în partea asta, da? E bine? Eu pun 10. E orarea 10-ului de prostie. Da. Deci nu discută. Unii, unii trebuie. Asta, vreau să sar la mine, să-i rău. Nu, domnul, ce faci acolo, domnul, că e acolo e orarea 10-ului. Da? Deci neapărat la unități. Și acum să adunăm. Te rog. 9 pun 10. Așa. Ai făcut 10. 9 pun 10. Și
Și cu 5, deci cu 5. 2 și cu 5, 7. Și cu 10, 17. Deci 7 scrii și 10 treci la următorul, la coloana ta. Așa. Și acum ajută-mă. O 10 pe următorul din 9. 9 și cu 10 ce fac? 9 și cu 10. 1, fac. 9 și cu 1 fac 10. 10. Suntem cu oameni. Și cu 90 faci 100. Faci 100, cum zici tu. 10 și cu 90 fac 100. Punem. 0. Da, la 10, 0. Și 100 treci la 100 și face treaba acolo. Face 407. 407, corect. Deci rezultatul corect este 407 minus. Hai să le aduci pe astea cu toate, că datoria toată, să vedem câtă datorie avem. Deci. 100 plus 101 plus 101. 100, 101, 102, 102 și 103. 103. Ia să vedem ce facem aici. 2 cu 3, 5 și cu 1, 2 plus 3, 6. Și cu 3 ăsta, 6, 4. La coloana 10 nu avem nimic. Și? 406. 406. 407 minus 406. Te va da 1. Te va da 1, fantastic. Deci 1 este rezultatul. Este extraordinar. Bă, și ce am muncit? Am început mult de tot. Oare nu puteam noi vedea ceva, mă? Ce? Ca să facem mai repede. Adică, avem aici 100 și până a scăzut 100. 100 scăzut 100, cât face? 0. Păi da, bă, de asta să mai spun ce mă este adună. Apoi 101 scăzut 101. 0. 0. Apoi 102 scăzut 102. 103. 103 scăzut 102, tot ziua o fac. Și am scăpat de ele, nu mai trebuia să le muncim, să le adunăm. Și 103 cu 5. Și 99 și cu 5, cât fac 99 și cu 5? 99 cu 5 face 104. Deci rezultatul a fost așa, egal cu 104, scăzut 103. Formidabil! Facem unul. Uite cât de ușor. Și noi ce am muncit de mult. Foarte mult am muncit. Oare nu puteam vedea la început asta? Ia să ne uităm noi pe ieșit de la bun început. 100 scăzut 100. Uite, vezi, 100 scăzut 100. Salut! 101 scăzut 101. Să fii sănătoși. Zero. 102 scăzut 102. N-am treabă cu voi. Vezi ce tare, mă? Și atunci ești 99 și cu 5-ul ăsta. Face 104. 104. Minus 103 și făcea 1. De atât de repede. Deci trebuie să fim atenți la șmecherii de astea. Da? Deci tu ai gândit foarte bine. Ce cu plus de o parte, să vedem care e suma totală. Vedem datoriile, le-am pus la sfârșit și le-am adunat. Dar dacă mai vedem ce șmecherii pe traseu, suntem atenți, foarte atenți, ca să vedem acolo cum lucrează ghiștiu. Da? Da. Ia să vedem, mai facem una. Mai facem una? Da. Ți-a plăcut aici și direct, da. Nu? Șmecheria. Cum putem ocoli calculele, nu? Facem și așa, și așa. Să vedem. Cu ce ne alegem? Okay. Așadar. Ia să zicem. Alo? Bună ziua. Da, eu sunt. Sunt într-o lecție de matematică la clasa 1-a acum și nu pot să stau de oră, nu pot să ajut. Urmărește pe proponul TV și când vezi că am o fereastră, atunci intervii. Da? Bine, bun. La revedere. Mai știi, fereastră când o să fie niciodată? Da.
Bine. Hai să zicem, uite, un alt exercițiu. 78 minus 79 plus 79 minus 80 plus 80 minus 81 plus 81 minus 82 și plus 5 egal cu. Am terminat. Nu o să poate. Nu o să poate. Tu mă pui pe mine într-o situație dificilă, așa. 80 minus 79. Da. 80 minus 79. Unde e ăsta 80 minus 79? 80. Unde e 80? 80. Ce aici este? 80. Și 80 îl tăiem din 79. Așa. Dar ai 80. Și cum a scăzut 80? Vezi, ai 80 și cum a scăzut 80. Cât face? Zero. Da, asta e. Felul ce avem? 81 minus 81. Să fii sănătos. Apoi? 79. Minus 79. Minus 78. 79 minus 79. 79 minus 79. Da, minus 79. Da. Să fii sănătos. Și 5 plus 78? Așa. 83. Face 83 minus 82. 83 minus 82. 83 face 1. Tot 1 face. Da. Da? Ai văzut? Da. Dar ne-am prins de poanta asta. Deci tu spui așa, mă, am 80 în buzunar și tu trebuie să-i dau. 80 minus 80 fac 0. Da? Și tu ai văzut foarte rapid aici. Ne-am descurcat că ți-aș putut de bine. Și acum să știi că eu am nerăbdare să mai facem o problemă de aceea cu camere. Cu camere în fața ipoteză. Așa. Să vedem dacă ne mai amintim că eu cam mutat. Eu știu. Mai, dar acum mă gândesc la altă problemă. Okay. Uite. În clasa ta sunt un număr de bănci, nu știu câte, și un număr de elevi, nu știu câți. Dar dacă îi pun câte doi în bancă, deci îi pun câte doi în bancă elevii, rămân. Deci punem câte doi în bancă. Tu vrei să stai mai și ce, da? Da. Hai să vedem. Așa. Deci, în clasă la tine sunt elevi și bănci, nu? Da. Dacă îi punem câte doi în bancă, nu știm câte bănci. Da. Nici nu știi câți elevi. Dar un lucru, dacă îi punem câte doi în bancă, hai să ne zicem că asta e banca, punem câte doi. Altă bancă, iar câte doi. Altă bancă, iar câte doi. Da? Și tot așa, continuăm. Și la un moment dat, toate băncile s-au ocupat. Și rămân în picioare, rămân în picioare, aici, supărați, 5 elevi, în picioare. Da? 12 elevi. De ce 12? Pentru că 2 plus... Dar nu știu aici, nu știu pe aici, sunt multe bănci încă. Eu n-am pus decât așa, câte doi, câte doi, până într-un loc. Și ultima bancă care ar fi, nu sunt numai patru bănci.
Nu sunt numai patru bănci, ci sunt mai multe. Dar eu am pus pe prima, pe a doua, pe a treia și pe a ultima bancă. Așa? Doi. Cei doi. Și eu mă cinci ele din picioare. Dacă aș pune câte trei, deci, dacă aș începe să pun câte trei, uite-ți-vă ce șmecher. Hai să vedem acum când punem câte trei. Fă și tu desenul ăsta, că foarte bine. Așa. Deci dacă punem câte trei, așa. Ia uite. Deci, cât erau înainte, câți erau? Erau doi, acum am pus pe al treilea. Iar mai pun. Am pus și pe al treilea, câte trei în urmă, da? Și continui așa. Continui la patru bănci. Ultima bancă rămâne goală. O singură bancă rămâne goală. Păi trebuie să punem câte unul. Deci, ultima bancă nu mai are niciun elev. Câte unul? Dacă punem câte unul în bănci, rămân foarte mult în picioare. Când am pus câte doi, au rămas cinci în picioare. Câte patru? Dacă punem câte patru, au rămâne mai multe bănci goale. Dar noi avem doar situația asta. Când am pus câte două în toate băncile, cinci erau în picioare. Și plângeau, vedeau noi ce face. Și atunci am zis, bine. Hai vină tu aici, unul de mei. Am pus aici, la cei doi. Vino și tu. Câte bănci am ocupat cu cei cinci? Cinci bănci. Hai să facem chestia asta. Când am pus câte trei, și unul, doi, trei, patru. Apoi, următoarea, 1, 2, încă, unde vrem. Deci cei cinci, care stăteau în picioare și plângeau, acum gata, îți bucuroși? I-am făcut fericiți. Băi, și mai sunt câte doi. Mai este încă o bancă în care erau câte doi. Nu știu cât mai sunt câte doi. Dar știu sigur că ultima care rămâne acum, când punem noi peste tot câte doi, ultima rămâne fără niciun elev. Câți avea ea înainte? Doi. Aceia i-a luat de acolo și i-a zis, băi, ia veniți voi încoace, băi. Și că completați voi. Și-o completat-o pe asta care a avut doi. Păi și la ultimă cred că asta? Și asta a rămas cu nimic. De ce a rămas-o la boală? Câte bănci am completat cu trei? Șapte. Dar acum pe cei cinci și cu doi de aici. Și șapte bănci. Cu câți copii sunt acum cele șapte bănci? Douăzeci și unu. Foarte tare. 21 de copii sunt în clasă. Deci, la întrebarea, câți copii sunt în clasă și câte bănci sunt, răspunsul care este? Răspunsul este 21. Deci, răspuns, corect, 21 piese și câte bănci? 7 bănci. Nu. 7. Și cu asta? Și asta e coală? 8. 8 bănci, asta era. Asta e șmecheria. Și 8 bănci. Și 8 bănci. Foarte tare. Fii atent că nu ți-am dat nimic, nu ți-am spus. Câți elevi, câți fac, ce se întâmplă. Dar ți-am spus așa, dacă îi pui câte doi, plâng cinci,
stau în picioare. Și atunci când îi pui câte trei, o bandă e liberă. Și doi a fost foarte tare, aici ai prins poanta. Și am zis, băi, hai să-i punem pe ăștia. Punem una, două, trei, patru, cinci. Și când o lasă o bancă liberă, înseamnă cei doi e ridicat în picioare, da? Și e băgat aici. În celelalte două bănci, că doi a avut înainte. Și eu vedem cât fiecare câte o bancă. Și a aflat câte bănci. Câte bănci sunt. Este teribil de tare problema. Hai să mai facă o problemă. Tot așa în genul ăsta. Într-o clasă, în clasa ta vecină, nu în clasa unde ești tu, în clasa vecină, sunt bănci și elevi, sunt, trebuie să fie în orice clasă. Dacă îi punem câte doi, câte doi, deci hai, punem o bancă, altă bancă, altă bancă, nu știu câte bănci sunt, în puncte, puncte, că nu mă pricep. Nu știu numărul lor, n-am fost să știu, nu are. Nu știu de loc acum, mă gândesc să fac problema. Să văd dacă mă descoperi ca șmecherie cum fac eu. Cum compun problema, că tu aici vrei să ajungi, ca să poți face și tu probleme. Deci dacă pun câte doi, 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 și așa mai departe doi, rămân în picioare trei. Trei elevi în picioare. Lângă elevi. În picioare. Trei elevi. Rămân în picioare. Dacă punem câte trei. Da. Dacă începe să punem câte trei. Deci, erau înainte doi elea care erau și mai vine al treilea. Na, e nu știu. Erau ăștia doi și mai vine și al treilea. Până câte trei, toate bărcine. Da. Și continuăm așa. Rămân două bănci libere la sfârșit. Deci două bănci rămân libere. Două bănci libere. Nimic aici. Doare, doare. Ușor. Ce-a făcut face? Dacă punem cu câte doi, cu câte unul în bancă? Nu, câte unul, dacă punem câte unul, n-avem bănci. Adică n-am pus câte doi, au rămas trei picioare. Dacă punem câte unul, stăcăm jocul în bulți. Deci, vezi, nu ne gândim câte unul. Când avem băi la dispoziție. Păi a trei, îi ducem la trei. La trei bănci. Ăștia trei care erau în picioare, îi ducem la trei bănci, da. Și... Sigur, mai sunt bănci aici. Aici mai sunt cu doi, da? Mai sunt încă cu doi. Nu știu câte sunt, am, da. Dar ce știu eu? Sunt greu, eu fac și eu așa. Ce știu eu? Că rămân la sfârșit două bani. Deci două fără niciun elev. Până noi câte trei. Câți erau înainte în banca asta? Doi. Dar în asta nu te? Tot doi. Tot doi. Că eu am pus peste tot câte doi. Doi. Da? Da. Deci în total, câți elevi i-am luat din bărcile astea, două? Doi și cu doi? Patru. Patru. Și pe ce i-am pus? Băi, ridicați-vă mă, că eu trebuie să pun câte trei acum. Și am spus, vino și tu aici. De aici. Vino și tu aici, din banca asta. Da? I-am pus aici. Din partea asta, vino și tu aici. Vino și tu aici. Deci, practic, cei patru copii care au golit băncile astea două, ne-au băgat aici. Da? Și câte bănci sunt acum?
3, deci câți electri sunt? 21. 21, da? 21 de ele. Ca și în situația dinainte. Dar bănci câte sunt, da? Să vedem, să finalizăm ideea. Vreau să prins ideea. Cel mai atent sau cel mai frământat să poți să prins ideea. Ca să poți să faci probleme să duci mâini la școală. Și spui, bă, vă fac niște probleme de nou, știți voi. Aveți o șansă. Atent. Cei trei care erau în picioare vor ocupa trei bănci. Cele două bănci care au devenit goale, aveau fiecare câte doi, 2 și 2, 4. Și acei 4 le-am repartizat încă în 4 bănci. Și, practic, așa au ieșit numărul de 7. 3 elevi și cu 2, 5 și cu 2, 7. Înseamnă că umplu cele 7 bănci cu câte 3. Da. Și atunci numărul de bănci 7 și cu 2, 9. Iar elevii sunt cei care putem vedea numărul. Da? Deci ăsta e miezul problemei. Miezul problemei este să înțelegi în picioare, elevii care stau în picioare, trebuie să-i bagi lângă ceilalți care erau câte doi. Trei bănci te-ai ocupat. Acum mai ocupi și mai pui elevi în băncile care stau goale. Și în băncile care stau goale, care rămas goale, fiindcă e indicatorii acolo. Și cât sunt? Fost câte doi. Fost câte doi. Iată, doi și cu doi, patru. Și atunci acei patru elevi pui în continuare în bănci și mai completezi încă patru bănci. Și cu trei fac 7. Dar dacă ți-aș fi spus aici că au rămas 3 bănci goale, ce șmechere îi face? Dacă spuneam că au rămas 3 bănci goale. Deci, au rămas 3 bănci goale. Înseamnă că tu ai 2 elevi aici, 2 aici, 6. Păi trebuie să facem 1. Dar nu am, dar tu de unul rămân mulți picioare. Deci rămân mulți. Atunci, acei 6 elevi ocup 6 bănci din bănci. Și cu 3, 6 și cu 3, 9 bănci de câte 3. Deci am 9 bănci, deci ai greție de probleme. Da? Uite, îți dau eu acasă problema următoare. Deci, într-o clasă sunt elevi și bănci. Da. Deci, într-o clasă sunt elevi și bănci. Dacă îi punem câte doi, câte doi în bancă, da, rămân 4 elevi în picioare. Și da, 4 în picioare. Dacă îi punem câte 3, rămân 2 bănci libere. 2 bănci libere. Câte bănci? Și câți elevi sunt în clasă?
Când te plângi și câți elevi sunt în clasă? În profesor, mă, la ce-i credul? Ei, lasă-mă! Însă două bănci libere. Da. Două bănci sunt pline cu doi elevi. Da. Deci faci patru elevi. Și cu patru... Excelent! Excelent! I-a făcut deja problemă. Ai făcut deja problemă. 4 și cu 4 fac 8. Și 8 e bănci de completat. Asta e, măi, asta e șmecheria ta. Deci, practic, este teribilă ideea. Asta am vrut să-ți comunicăm. Să știi că am făcut cea mai frumoasă lecție. Asta e problemă de-a 4-a, domnul profesor. Ce faceți cu Mario? Cu Mario îmi permit să mă duc. Deci, că mă... Băi, Mario, bravo! Băi, Mario, că ai de lemn ce am da. Deci, am spus, eu am crezut că mă păcăresc, că m-am furat ideea. Cei au rămas două bănci goale, sunt cei doi elevi, doi și doi patru. Cei patru care eram înainte, 4-8. Și mai completez o bănci. Sunt foarte tare, să pusim o încercă chiar. 4-8 bănci câte 3. Și atunci 8 ori 3, 2 ori 4. Nu știu eu, dar... Da, de acolo, de acolo, de acolo, da. Și își cere două bănci, 8 și 2, 10 bănci. Deci... Dar voi, deci... Da, da. Nu, no, da. Mai. Vreau să facem suma următoare. Este egal cu 25 minus 26 plus 26 minus 27 plus 27 minus 28 plus 28 minus 29 plus 29 minus 30 plus 8. Egal cu. Deci 25 minus 26, plus 26 minus 27, plus 27 minus 28, plus 28 minus 29, plus 29. Băi, mai potolește, mai potolește. Nu, gata. Mai. Zi-mă că tot se explicează dacă tot... 26 minus 26. Așa, mai prost. 27 minus 27. Da. 21 minus 29. Da. Am mai împățit-o așa, când lucram cu olimpicii și m-am dus așa și eram nepregătit, e făcută. Făcută, exact. Așa mi-am făcut-o și eu. Da, bine. Faceți intenziu ceva? Vreau să faci, totuși să faci și tu ceva. Păi vreau să faci. Te gândești la o problemă cu vile, cu, da. Cu 13 vile, cu 5 și cu 7. 5 camere și 7. Da, 5 camere și 7 camere. Da. Da? Și îmi faci câteva probleme. Cu? 13. Deci 13. Dar faci minim, maximum, cum vreau să învățați. Toată povestea aceea, că să-mi amintesc și eu, că eu am uitat. Da. Pe vacanță, da? Da. La revedere! Și tu, la revedere! Nu uitați like, share, să vă abonați la Prof Online! La revedere! Super mare!